Steaua a întărit oțelul, împrumutat din Ghencea până în vară. Răzvan Ocroșii a adus victoria pentru Gălățeni la primul meci al returului. Echipa lui Dorinel Munteanu a bătut pe Internațional cu 1-0. Răzvan Ochiroșii își face treaba pentru Gălățeni încă de la primul meci. Stelistul împrumutat la oțelul a marcat singurul gol al meciului cu Internațional Curtea de Argeș cu 6 minute înainte de final. Chiar mi-am propus înainte de meci să, dacă intru, chiar dacă nu joc titular, să fac ce e mai bine pentru echipă și chiar să înscriu. Am reușit, mă bucur că am reușit să fac lucrul ăsta la debut și sper să o duc la fel de bine și de acum încolo. Ochiroșii face parte din lotul oțelului și din lotul oțelului și nu m-a salvat și a făcut datoria. Deja ne felicităm. V-a scos banii cu Ochiroșii. V-a scos banii, da. Sârghi a lăsat pe Gălățeni în 10 oameni cu 2 minute înainte de final, dar era prea târziu. Oțelul a luat 3 puncte în primul meci al returului. Am obținut o victorie cu multă șansă, trebuie să recunoaștem. Eu mă așteptam să întâlnim un adversar determinat și care știe fotbal chiar.